Un cățeluș din Marea Britanie a devenit vedetă. Nu, nu face nici acrobații și nici nu este talentat la muzică. În schimb, seamănă foarte bine cu fostul lider nazist Adolf Hitler. Are o pată foarte asemănătoare cu renumita mustață a liderului celui de-al treilea Reich, dar și o ureche pătată care aduce cu freza lui inconfundabilă. Așa că micul patruped, pe nume Pat, a primit acum un nume nou. Până acum, figura lui Adolf Hitler a mai fost asociată cu o pisică, un pește, dar și un tub de cremă.